salutăm și bine v-am regăsit la interviul Live Doc. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi vă propun să aflăm cum pot fi eliminate fibromele uterine fără operație. Fibromul uterin este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni genitale ale femeilor. Conform Colegiului American de Ginecologie, aproape 40% dintre tinerele de până în 35 de ani au un fibrom uterin, iar procentul crește odată cu vârsta. Astfel că doamnele de 50 de ani, 70% dintre ele, au fibrom uterin. De ce apare și care sunt cele mai bune opțiuni de tratament, ne va spune domnul doctor Rareș Nechifor, medic primar, radiolog intervenționist. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați acceptat! În primul rând, aș vrea să ne explicați puțin care e legătura dintre radiologia intervențională și fibrom uterin, adică nu e o problemă de sănătate care ar trebui mai degrabă să țină de ginecologie decât de... Tradițional, da. Sigur, medicul ginecolog este cel care tratează fibromul uterin, fiind o afecțiune ginecologică. Radiologia intervențională are în nume, cuvântul radiologie, ceea ce ne îndepărtează de ideea de tratament și ne duce spre diagnostic, spre investigații, spre RMN, spre radiografii. Însă radiologia intervențională este altceva, este o ramură medicală nouă și fascinantă, este numită și chirurgia viitorului, pentru că folosindu-ne de anumite aparate cu care putem să captăm imagini din corpul uman, noi putem să navigăm prin interiorul vaselor de sânge, din cap până în picioare, și să tratăm o serie de afecțiuni. Sunt multe afecțiuni ce pot să fie tratate, printre care și fibromul uterin. Să vorbim puțin despre fibromul uterin. Ce este mai exact și de ce apare? În primul rând trebuie să știm că este o tumoră benignă, deci nu este un cancer și niciodată nu se transformă în cancer. Cum ați spus, foarte multe femei ajung să aibă fibrome uterine. Nu toate ajung să supere, să producă simptome, iar atunci când deranjează, acestea sunt variate. În funcție de dimensiunea și de localizarea fibroamelor, putem să avem diferite simptome. Un ciclu abundent, un ciclu dureros, o burtică care crește și doamna crede că s-a îngrășat, dar de fapt este fibromul ce crește, urinat frecvent, constipație, balonări, picioare umflate și uneori infertilitate. Adică sunt cupluri tinere, își doresc un copil, nu reușesc să vină barza, să aterizeze și apoi, făcând investigații, descoperă că de fapt există unul sau mai multe fibroame care deranjează uterul și îl fac să nu fie o căsuță bună pentru copil. Fibromul este țesut muscular uterin, ce s-a dezvoltat mai mult decât ar fi trebuit, sub forma unui nodul. În general, nu există un singur fibrom, există mai multe fibrome. Unul sau mai multe sunt mai mari și altele micuțe, uneori milimetrice, nici nu le vedem ecografic sau la RMN, dar ele sunt acolo. De ce apar aceste fibrome? Adică foarte multe femei dezvoltă fibrome. Foarte multe femei. De ce se întâmplă acest lucru? Aici există, sunt două aspecte. Unul este motivul pentru care apar și acesta este unul determinat genetic. Există anumite modificări genetice care pot sau nu să fie moștenite. Sunt femei ce moștenesc de la mamă, de la bunică acest fibrom. Sau sunt femei ce nu au în istoricul familiei fibroame, însă le fac. Sunt anumite modificări genetice. Pe acestea, din păcate, nu le putem, sau deocamdată nu le putem controla. Nu avem ce să facem. Motivul pentru care fibroamele cresc cu o viteză variată, mai repede sau mai încet, este unul hormonal. Dezechilibru între hormonii feminine, estrogen, progesteron, fac ca aceste fibrome să crească mai repede sau mai încet. Există în perioada femeii două perioade fiziologice, naturale, când fibroamele cresc mai repede. Unul este în timpul sarcinii, când fibroamele, dacă sunt prezente, cresc în paralel cu sarcina, la întrecere cu sarcina, din păcate.
O altă perioadă este, sunt anii de premenopauză. 3 ani, 5 ani înainte de instalarea menopauzei, apar o serie de modificări hormonale, ceea ce fac ca fibroame care eventual erau mici și stăteau cu minți și nu creșteau sau creșteau foarte lent, să înceapă să crească dintr-o dată mai repede. Motivul nu este că a degenerat fibromă, că s-a întâmplat ceva, ci este unul hormonal și până la urmă de așteptat, fiziologic. Sigur că viața asta noastră modernă, nebună, cu stres, cu alimentație incorrectă, cu toate chimicalele din ambalaje și din ceea ce mâncăm, fac să avem dezechilibre hormonale uneori importante, ce stimulează creșterea fibroamelor. Și astfel se explică incidența atât de mare a fibroamelor. Dar cum își poate da seama cineva că ar putea avea un dezechilibru hormonal și ce măsuri ar trebui să ia? Păi, în primul rând, ar trebui cu toții să trăim sănătos. Ce înseamnă asta? Să mâncăm sănătos, să facem mișcare, să zâmbim, să râdem, să ne relaxăm, să lăsăm stresul deoparte. Să știm că nu există doar muncă pe lume, că există și viață după muncă și iubire și familie. A trăi sănătos înseamnă să stăm un pic mai departe de boli, pentru că până la urmă boala este un semnal de alarmă ce ne spune că vezi că nu ești pe drumul bun, că vezi că undeva greșești în viața ta și trebuie să corectezi lucrul ăsta, că altfel nu e bine. Da? Dar există și anumite alimente sau produse care sunt vinovate pentru apariția dereglărilor hormonale? Da, da. Primul care îmi vine în minte este carnea de pui, eventual crescut cu hormoni, grăbit creșterea, și care acești hormoni ajung și în corpul copilului, da? Ok, stimulează inclusiv creșterea fibroamelor. Chiar astăzi am o pacientă care are 16 ani și are un fibrom mare, de 6 cm. Este de neînțeles cum exact. Se poate atât de repede să un fibrom să crească și să se formeze. Dar uitați că se poate, știi? Întâlniți frecvent astfel de paciente, atât de tinere, care să aibă... Vârsta medie a pacientelor este de 30 de ani. Însă parcă tot mai multe sunt femei tinere de 20 de ani. În general, acestea fie au sângerări mai abundente, fie își doresc un copil și descoperă că nu reușesc. Și atunci ecografia, consultul ginecologic și ecografia le spune aveți un fibrom sau mai multe și sarcina este dificilă. Care sunt semnele de alarmă? Cum ar trebui să-și dea seama o femeie care ar putea avea un fibrom uterin? Sunt o serie de simptome, cum spuneam. În primul rând, un ciclu menstrual, dacă este prea abundent, dacă ține prea mult, dacă este dureros, e un semn de alarmă. După aceea, burtica. Dacă simțim că există o presiune, că pacienta urinează mai des, că se trezește noaptea de multe ori, că există durere la frig, la ciclu, la contact, atunci când face sport, dacă simte că acolo deranjează ceva. Toate acestea sunt semne și ar trebui să conducă pacienta la un consult ginecologic. Acum, consultul ginecologic întotdeauna trebuie să fie însoțit și de o ecografie. Nu este suficient consultația. Ecografia este un examen simplu ce ne oferă informații de calitate despre ce se întâmplă în burtica femeii. Putem să avem un fibrom, putem să avem un chist, ovarian, putem să avem alte lucruri. Însă fibromele sunt frecvente, foarte frecvente. Da. Deci asta e de reținut, că pe lângă consultul propriu-zis e nevoie de o ecografie. De o ecografie, da. Iar la fel, ecografia este importantă să nu fie una sumară, pentru că, din păcate, de multe ori, pacientele vin la mine cu o ecografie, dar care, așa, e o poză sau două, sub care scrie uter fibromatos, indicație chirurgicală.
Ori aceasta este o mult prea asumare. O ecografie trebuie să ne dea dimensiunile uterului, trebuie să ne spună dacă sunt fibroame, câte sunt, ce dimensiuni, ce poziție au. Adică trebuie un pic descris ceea ce se descoperă, pentru că altfel suntem nevoiți să repetăm ecografie, să facem o ecografie de calitate. Asta înseamnă timp și bani pierduți. Așa este. Și odată descoperit fibromul, ce opțiuni de tratament există? Uneori fibromul e descoperit întâmplător, la controle de rutină. E asimptomatic, nu deranjează. Și poate să fie mic, relativ mic, adică sub 2 cm. Astfel de fibroame nu este neapărat necesar să le tratăm, să îi facem ceva. Însă eu recomand pacientelor să aibă un stil de viață sănătos. Să-și ia concediu, să facă mișcare, să mănânce sănătos, să facă din 3 în 3 luni câte o ecografie pentru a monitoriza evoluția fibromelor, dacă sunt stagnante sau nu. De asemenea, există terapii naturiste. Există tincturi, există extracte din plante care permit să aducem în organism un echilibru hormonal. Permit să ținem cumva sub control evoluția fibroamelor, să nu lăsăm ca acel dezechilibru să fie important și să stimuleze și fibroamele să crească repede. Deci, un astfel de tratament, la început, este eficient. Dacă, în schimb, avem un fibrom mare, nu știu, de 10 cm, cu simptome importante, cu sângerări, cu dureri, cu... Ok? Un tratament naturist nu mai are puterea să rezolve problema. Fibroma acela nu o să scadă semnificativ, o să rămână cam la aceeași dimensiuni sau o să crească în continuare. O categorie de paciente este și aceea ce au luat, ce au urmat un tratament naturist, dar evident acesta trebuie urmat permanent. Știți? Ok. Și după un an, doi ani de ceaiuri și de plante vin și spun... Nu mai vreau să stau cu grijă că e acolo și să iau în fiecare zi și să mai uit și să vreau o soluție care să îl rezolve și să știu că sunt sănătoasă și că nu că am scăpat și că nu trebuie să tot timpul să am în minte ce se întâmplă acolo. Da. Când încep să pună probleme fibromele? Fibromele... Ați spus că nu se poate maligniza niciodată un fibrom, nu poate categoric deveni cancer. Cancerul de corp uterin este o afecțiune diferită de fibromul uterin. O investigație sumară, o ecografie de proastă calitate ar putea să se păcălească și să nu pună un diagnostic corect. Adică ar putea fi confundat? Ar putea să fie confundat una cu alta. Însă cancerul de corp uterin este o afecțiune rară, foarte rară, spre deosebire de fibrom, ce este extrem de frecvent. Un cancer se diagnostichează corect făcând un examen remene. De fapt, pașii sunt următori. Primul este consultul ginecologic și ecografia. Dacă ecografia arată, la ecografie sunt semne de întrebare. Medicul nu e lămurit. Vede că fibromul nu e bine delimitat, că are o structură parcă ciudată. Atunci pasul următor este să trimită pacienta la examenul remene. Un examen remene ne va oferi informații mult mai detaliate asupra structurii lui. Și atunci putem să fim mai siguri că avem un fibrom uterin. În plus, dacă și la examenul remene mai avem unele semne de întrebare, avem o analiză de sânge, dozarea LDH-ului, lactic dehidrogenaza totală, dar mai ales pe fracțiuni, fracțiunea 3, fracțiunea 5, examen care împreună cu examenul remene au sensibilitate de 100%, adică ne dă un răspuns clar. E fibrom sau e un cancer? N-ai vrea atâta să lumea să se sperie că, aoleo, exact. Doamne, sunt cancerele care sunt frecvente. Ca să mă înțelegeți, dacă un medic ginecolog în fiecare zi vede câteva fibroame la consultații, el va vedea în toată cariera lui probabil 10-20 de cancere. Da? Deci este
Este o afecțiune rară. Asta este. Însă fibromul este destul de frecvent întâlnit. Este frecvent și trebuie... La ce complicații poate duce? În primul rând, sunt simptomele ce pot să altereze semnificativ calitatea vieții. Când ciclul menstrual devine abundent și prelungit, asta e un chin pentru doamnă. Dacă pierderea de sânge e importantă, apare și anemia. Și atunci oboseală, cronică, tot ce înseamnă lipsă de vlagă, de putere. De multe ori pacientele își fac analize de sânge, văd că sunt anemice, merg la hematolog, hematologul le mai investighează, le dau preparate cu fier, pentru că fierul se pierde prin sângerare și atunci rezervele sunt mici. Dar soluția aceasta este una temporară și incompletă, pentru că atâta timp cât pierdem mult sânge, sigur, putem să completăm pierderile cu fier, cu alimentație, dar nu e o rezolvare. Sunt tratate doar simptomele. Sunt tratate simptomele. Trebuie să rezolvăm pierderea importantă de sânge și să tratăm fibromul uterin. Și atunci sunt paciente ce vin cu anemii importante de 5 grame, de 6 grame uneori. Astfel de valori sunt ținute de ani, de zile. Adică noi chiar ne mirăm cum doamna respectivă atâția ani poate să-și... Da, și munca și familia cu... Când iar normal ar sta în pat la 5 grame de hemoglobină, știți? Ați spus că unul dintre efectele negative ar fi și infertilitatea. Da, e un aspect important, pentru că... Cu siguranță. Și e important... Majoritatea femeilor își doresc un copil. Viața modernă a făcut ca momentul când acel copil să vină nu mai este amânat, de multe ori este amânat. Din păcate, natura funcționează în felul următor. Dacă copilul nu vine la timp, în locul lui e foarte probabil că va veni altceva, adică un fibrom, știți? Și când pacienta se apropie de 40 de ani și își dorește un copil, de multe ori descoperă că de fapt are o polifibromatoză, are mai multe fibroame care o împiedică să rămână însărcinată. Și nu mai e simplu de rezolvat, pentru că odată uterul nu e fertil, avem fibroame, trebuie să le rezolvăm. Și apoi este și presiunea timpului, pentru că vârsta contează foarte mult, foarte, foarte mult. Indiferent de vârstă, în momentul în care un cuplu încearcă să aibă un copil și nu reușește, evident că trebuie să consulte un ginecolog. Dacă la consultul ginecologic răspunsul venit este a, păi aveți o polifibromatoză, aveți mai multe fibroame, nu puteți să aveți copil și probabil că nu o să puteți să aveți niciodată copil, este foarte dur diagnosticul. Dar eu aș vrea să mai dau o speranță acestor paciente, pentru că sunt multe, multe, multe astfel de cazuri ce ajung la noi și până la urmă reușesc să facă copil. Sunt mai mult de 100 de copii ce s-au născut după procedura de embolizare, după terapia acestor fibroame, mămicile lor având fibroame mari și multe și care împiedicau sarcina și la care indicația terapeutică clasică a fost de histerectomie, adică de scoatere a uterului. Mesajul nu poți să ai un copil, acest uter nu-i fertil și mai bine îl scoatem, este unul foarte dur. Știți? Ok. Așa este. Dar să revenim puțin la opțiunile de tratament. Sigur. În afară de histerectomie, ce, dacă să spunem că sunt fibroame mai puține sau mai mici, poate fi salvat uterul? Sigur. Păi, eu aș porni de aici, adică în momentul în care avem o pacientă în față, o femeie, prima întrebare, din punctul meu de vedere, este ce vă doriți? Unde vreți să ajungem cu tratamentul? Vă doriți un copil? Doriți să fiți bine? Doriți să nu aveți recidivă? Vă e teamă să nu fie altceva și să... Așa?
Pentru că în felul acesta putem să alegem și tratamentul corect ca să conduc, care să conducă pacienta la ceea ce își dorește. Sigur, dacă este posibil. Și atunci, dacă pacienta își dorește un copil, nu putem să vorbim despre histerectomie, despre opțiunea chirurgicală de scoatere a uterului. Din păcate, această soluție este cea mai folosită și cea mai recomandată. Statisticile ne spun că 70% dintre pacientele cu fibromuterin, după consultul ginecologic, primesc recomandarea de histerectomie, de scoaterea uterului. Mesajul fiind, acest uter trebuie să fie scos, că nu mai e bun, eventual dacă aveți un copil, gata, nici nu vă mai trebuie. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Adică medicii nu știu despre... Sunt multe motive. E o opțiune mai simplă pentru ei, pentru medicii ginecologici. A spune că unii nu știu despre embolizare sau nu că nu știu complet, dar poate că nu au informații suficiente cât să înțeleagă cum funcționează, care sunt indicațiile. Ok. După aceea, sigur că histerectomia este... este o intervenție chirurgicală pe care o fac de când au devenit specialiști și o continuă toată cariera. Și atunci e uneori greu să te oprești și să spui, știți, se poate face și altfel decât. Sunt mulți medici și în ultimii ani tot mai mulți care, medici ginecologi care recomandă pacienților embolizarea, care vorbesc despre embolizare, care spun eu pot să scot uterul, dar mai bine e să-l salvăm și mai bine să faci o astfel de intervenție pentru că e mai bine, mai fiziologic și mai, mult mai bine. Există criterii clare, medicale, pentru care histerectomia, scoaterea uterului este necesară. Societatea Americană de Ginecologie a întocmit aceste criterii și apoi a vrut să vadă cum e, cât de respectate sunt ele. Și surpriza a fost că cam 20% din cazurile de histerectomie din America îndeplineau acele criterii. Deci restul de intervenții sunt făcute în exces. Doar pentru că medicul asta știe să facă și asta vrea să facă. Un alt studiu ne-a arătat că în momentul în care pacienta primește informații corecte și complete despre alternativele terapeutice, când li se vorbește despre toate soluțiile existente, 90% vor refuza histerectomia și vor accepta o soluție mult mai ușoară. Majoritatea e adevărat spre embolizare. Uneori și miomectomia poate să fie cam în 25-30% din cazuri, miomectomia poate să fie folosită. Că am spus miomectomie, da. Este tot o intervenție chirurgicală, dar care are ca scop salvarea uterului, adică să scoatem fibroamele și uterul să-l lăsăm pe loc. Evident, e o intervenție mai grea, mai complicată, pentru că organul acela nu îl scoatem, trebuie să-l reparăm, trebuie să-l rezolvăm. Și nu întotdeauna este posibil. În funcție de dimensiunea fibroamelor, de numărul lor, de localizarea lor, miomectomia este sau nu posibilă. Cam în 30% din cazuri, miomectomia ar fi posibilă. Aș vrea să spun că e foarte important, pentru că de multe ori văd și, nu știu cum, mă necăjesc așa un pic, când pacienta a făcut o ecografie, și primește indicația de miomectomie. Știți? Sau îi se spune, ar trebui să facem histerectomie, să scoatem uterul, dar dacă nu vreți să scoateți uterul, haideți să încercăm să facem miomectomie, să scoatem fibromul. Nu vă pot garanta în timpul intervenției reușita. Vedem în timpul intervenției ce se întâmplă, pentru că dacă apare o sângerare mare, importantă, sau dacă trebuie să tai mult din uter, atunci e posibil să-l pierdeți. Acesta este un cec înalt pe care pacienta trebuie să-l ofere medicului, însă nu trebuie oferit acest cec înalt, pentru că ecografia nu este suficientă și nu numai în timpul operației putem să vedem ce se întâmplă acolo. Făcând examenul RMN, vom avea informații mult mai exacte despre dimensiunea fibromii, despre poziția lui, despre indicația posibilă sau nu de miomectomie. Și atunci cu un RMN în față, medicul poate să spună mult mai ferm, da, pot să fac miomectomie sau nu pot să salvez acest uter. Și atunci nu se mai intră în operație cu speranța că
uterul rămâne pe loc și când ieșim din operație avem de fapt histerectomie, știți? De aceea, niciodată miomectomia să fie recomandată, asta mi-aș dori, doar pe o ecografie. Trebuie făcută o investigație completă și o asumare a medicului ce face intervenția chirurgicală mult mai fermă. Că da, pot să fac acest lucru. Să nu lase răspunderea în mâinile pacientului. Da, da. Ok. Deci, miomectomia ne permite să scoatem unul sau mai multe fibroame, în principal cele subseroase, din peretele uterului spre exterior. Există mai multe variante de miomectomie. Există și cea histeroscopică, prin vagin se intră în cavitatea uterină când avem acolo un fibrom și să-l extragem. Dar ele trebuie să fie, după criteriile medicale, mai puțin de 4 și mai mici de 8 centimetri. Iar legat de profunzimea, cât intră în peretele uterine, cu cât sunt mai superficiale, cu atât sunt mai ușor de operat, cu cât intră mai profund în peretele uterin, cu atât agresiunea asupra uterului este mai mare și miomectomia devine mai puțin indicată. Un alt aspect important pe care, iar din experiența mea am văzut că informația nu ajunge suficient de clar la paciente, este că miomectomia nu împiedică o recidivă. După miomectomie, la 2 ani de zile, statistica ne spune că rata de recidivă este de 25-30% din cazuri. Deci una din 3 femei ce au făcut miomectomie în 2 ani de zile are un alt fibrom care a crescut. Iar în 5 ani de zile, procentul este de 60%, de peste 60%. Adică 2 din 3 femei deja au alte fibrome care au crescut și evident supără. Deci miomectomia... Și e posibil să ajungă din nou la operație. Și din nou trebuie un tratament, operație, și care de multe ori nu mai este miomectomie, este recomandarea, devine histerectomie. De aceea miomectomia este indicată în anumite cazuri, când pacienta își dorește un copil, când fibromul încurcă sarcina. Miomectomia trebuie să ne permită să refacem anatomia uterului ca sarcina să fie posibilă. Această sarcină trebuie să vină în maxim 2 ani de la intervenția chirurgicală. De obicei trebuie așteptat un an de zile până când peretele uterin se reface și după aceea un an, poate un an și jumătate, doamna are la dispoziție să fluiere după barză, să vină și să facă copilul. Pentru că după aceea rata de recidivă, probabilitatea ca un alt fibrom să apară, există. Și atunci nu e timp de pierdut, știți? Și sunt paciente care au făcut miomectomie și au trecut câțiva ani și vin cu alte fibrome crescute, fără copil, dar cu alte fibrome crescute și, evident, își doresc să rezolve și fibromele, își doresc și copil, deja au uterul tăiat cu cicatrice. Cu cât trece timpul, lucrurile devin mai complicate. Deci mesajul ar fi ca pacientele să se informeze foarte bine înainte. Să se informeze foarte... Să aleagă opțiune. Da, să se informeze și asta o fac. Sau toate pacientele mele sunt paciente care au fost la unul sau mai multe consultații medicale. Din păcate, multe au mers acasă plângând și au început să caute pe net informații despre, pentru că multe spun, nu se poate, am primit o recomandare, dar eu simt că asta nu e ceea ce îmi doresc. Nu pot să accept lucrul ăsta, nu pot să-mi pierd uterul sau să mi se spună că nu o să am copil sau trebuie să existe altceva care să mă ajute, rezolve. Și stau și caută și o parte dintre dânsele află informații despre embolizare, află despre noi. Am tratat foarte multe paciente. Spuneți-ne despre embolizare, că am tot pomenit cuvântul acesta, dar n-am explicat ce înseamnă procedura. Și... În primul rând, trebuie știut că este o procedură de radiologie intervențională, nu este o procedură chirurgicală. Adică nu există nicio tăietură, nu există anestezie generală, așa, și nu există nici o perioadă de recuperare propriu-zisă. Pacienta nu trebuie să stea în pat, să nu se dea jos, nu are sondă urinară sau suturi sau fire, altceva. E o procedură prin interiorul vaselor de sânge. Durează o jumătate de oră, pacienta este trează, nu are niciun fel de durere, nu simte
nimic la intervenție, noi pătrundem prin, am să arăt pe mine, prin artera brachială, adică aici, la braț, o mică înțepătură, așa cum se ia sânge pentru analiză, dar prin nu vena, ci artera, și pe aici navigăm prin interiorul vaselor de sânge cu un cateter. Cateterul e un tub cu diametru de 1 mm. Ghidarea acestui cateter și navigarea prin interiorul vaselor de sânge se face cu un aparat numit angiograf, un aparat așa destul de mare, care stă în jurul pacientului și care captează imaginile, iar toată procedura este vizuală. E un monitor pe care totul vedem acolo și e și înregistrat. Navighez prin interiorul vaselor de sânge până în arterele uterine, cele două artere, stângă și dreaptă, uterine, ce alimentează uterul și fibroamele uterii. Injectez un pic de substanță de contrast, văd exact vascularizația, cum să hrănesc, de unde să hrănesc fibroamele, după care sunt injectate niște microparticule. Acestea sunt niște, au un efect strict mecanic, adică sunt ca niște dopuri mici care vor limita fluxul de sânge în interiorul fibromului. Nu e un tratament chimic, hormonal, medicamentos, nu iradiază sau ceva. Strict mecanic, fibromele nu mai sunt lăsate să se hrănească, în timp ce uterul rămâne normal vascularizat. Și atunci ele intră într-un proces de involuție, de resorție. Un avantaj al embolizării, pe lângă faptul că nu e intervenție chirurgicală, nu avem tăieturi, nu avem toate aceste lucruri, este că simultan sunt tratate toate fibromele. Toate. Indiferent că avem un fibrom sau 10 fibroame, toate, fiecare fibrom se comportă ca o sită, se înfundă cu particule de embolizare și e rezolvat. El va intra în procesul de involuție. Tratând toate fibroamele, riscul de recidivă merge spre zero. Și atunci noi putem să dăm garanție pacientelor pe viață că nu veți avea recidivă. Că odată ce v-am tratat, toate fibroamele sunt rezolvate și nu o să aveți surpriză nici într-un an, nici în 2, nici în 10, că alte fibroame cresc, apar și vă supără. E un avantaj mare, important, așa foarte este. Important. Și cât durează această procedură? Jumătate de oră. Indiferent atât. De numărul fibroamelor? Indiferent de numărul fibroamelor. După intervenție, pacienta merge în salon, primește o medicație astfel încât să nu lăsăm burtica să doară prea tare, pentru că în primele 2-3 ore apare o durere, acele fibroame nu mai sunt ele fericite că nu se hrănesc și atunci apare o durere. Dar cu o medicație corectă, durerea e controlată și ținută sub control. Pacienta rămâne în spital până a doua zi dimineață. Poate să meargă la baie, poate să miște, poate să mănânce mai târziu, dar rămâne în spital și primește medicamentele atât cât trebuie până a doua zi dimineață. Când vin, o văd, îi scoatem pansamentul de la mână, bandajul respectiv și gata, acasă. Pentru 3 zile sunt niște pastiluțe de luat acasă, ca să nu lăsăm burtica să doară. După 3-4 zile se poate relua activitatea. Recomandarea și scrisoarea medicală pe care o dăm noi este de o săptămână de concediu medical. Da, sunt multe doamne care după 3-4 zile deja fug la muncă. Și în cât timp după această procedură? Ați spus că fibroamele cumva nu se mai hrănesc. E oprit fluxul de sânge care le hrănește. Da. Și în cât timp se resolvă? Se resolv? Din punct de vedere imagistic, ecografic sau RMN, noi primul control îl facem la 2 luni de zile. Când vedem o reducere clară de dimensiunea fibroamelor și lipsa de vascularizație, că nu se mai hrănesc, că sunt rezolvate. La 6 luni de zile, când facem controlul, în general vedem ce a rămas din fibrom ca o cicatrice micuță, inertă, care nu mai deranjează. Evident că acest proces de resorpție poate să dureze, deci media e de 6 luni de zile, dar poate să fie mai scurt sau mai lung în funcție de dimensiunea inițială a fibromelor, că una e un fibrom de 4 așa cm, alta e unul de 15 cm. Și apropo de asta, care e cel mai mare fibrom pe care l-ați eliminat prin... E unul foarte mare. Embolizare. E o poveste frumoasă. O doamnă doctor care ne-a rugat foarte mult să-i facem embolizare pentru că nu vrea să-și piardă uterul, pentru că avea un fibrom de 40 de centimetri. E enorm, wow. enorm. Și n-am vrut, am spus că e prea mare, că nu se poate. Dar până la urmă m-a convins și am făcut embolizarea.
fiind și medic, știind că putem să facem o urmărire de calitate și nu e o persoană care nu mai știu de dânsa. Și lucrurile au mers foarte bine. S-au rezolvat, fibroma a scăzut în dimensiuni. Surpriza a venit la 2 ani de la embolizare, când doamna a făcut un copil. A rămas și însărcinată și a făcut și un copil. Nimeni, nici noi nu credeam că e posibil așa ceva, dar uite, când cineva își dorește cu putere ceva, se găsesc căi ca să ajungă acolo. A fost foarte frumos. Ama, eu n-aș vrea să încurajez doamnele să stea cu fibroame până la 40 de centimetri, că au unde să vină să rezolve. Da? Cu cât fibromul tratat are o dimensiune mai mică, cu atât e mai ușor de rezolvat și cu rezultate mai rapide și mai bune. Dimensiunea medie e de 7-8 cm. Majoritatea pacientelor vin cu fibroame în jur de 7 cm. Aveți des paciente de genul acesta care vin la dumneavoastră pentru că li s-a spus că nu mai au nicio șansă să-și salveze uterul și să marea aibă majoritate, copii? Da, marea majoritate a pacientelor ce vin la embolizare vin după ce au primit indicația chirurgicală radicală, adică histerectomie, scoaterea uterului. De obicei mesajul este uterul ăsta nu mai e bun, trebuie să-l scoatem, oricum nu-ți mai trebuie, nu mai ai ce să faci cu el. Nu e adevărat. Nu suntem nici la mașină, nu scoți o piesă că nu-ți mai trebuie. Sigur are un rol și nu un singur rol. Există un studiu făcut în America, un survey, un site ce colectează informații de la paciente ce au făcut histerectomie, scoaterea uterului, pentru a vedea care sunt simptomele, ce supără. Și acel survey a arătat foarte clar că mai mult de 60% dintre femeile ce și-au scos uterul au diferite depresii și tulburări psihoemoționale, relații la muncă, relaționarea la muncă, relaționarea în familie suferă. Pentru că a fi femeie înseamnă să fii întreagă. A pierde ceva ce ține de feminitate de multe ori are consecințe. Există și consecințe mecanice. Uterul susține intestine. Sunt niște aspecte care se modifică după intervenție. Viața sexuală poate să sufere important. Sigur, sunt paciente care spun nu, eu m-am operat, mi-am scos uterul și după aceea viața mea sexuală a fost mult mai bună. Dar trebuie comparată cu ce era înainte, adică dacă exista un fibrom mare care dădea dureri, care era un chin, sigur că după aceea este mai bine, da? Dar a scoate un organ, a întrerupe niște terminații nervoase, a avea niște suturi și niște aderențe locale, nu poate să fie așa cum suntem de la Dumnezeu. Cu siguranță. Și dacă ne întoarcem la embolizare, există și contraindicații? Adică sunt și paciente care nu pot. Contraindicațiile sunt puține, dar evident ele trebuie cunoscute, identificate, respectate. O contraindicație absolută este alergia la substanțe de contrast. Din fericire, contrastul modern dă foarte rar alergii și alergii majore n-am văzut serios de mulți ani de zile. Deci alergia la contrast, noi întotdeauna o testăm. Și dacă ea există, facem desensibilizare sau trebuie să refuzăm intervenția. Dar lucrul ăsta se întâmplă extrem de rar. Apoi, încă o dată, întotdeauna există o discuție foarte amănunțită și clară cu pacienta, ceea ce își dorește și ce soluție conduce la, dacă avem soluții mai bune decât embolizarea, atunci întotdeauna vom spune embolizarea e posibilă, dar aveți și soluția asta care vă poate duce. Statistic, cam 90% dintre fibroame se pot trata prin embolizare și 10% au alte indicații, miomectomie sau histerectomie. Ar trebui să includ aici și tratamentul medicamentos sau expectativa, tratamentul naturist, expectativa, adică pur și simplu să nu facem nimic, dacă fibroamele sunt mici și nu supără,
și pacient are o viață sănătoasă, putem din 3 în 3 luni să facem câte ecografii și să urmărim în speranța doar că... Doar monitorizare. Monitorizare, deci, exact. Există și un tratament despre care n-am vorbit, dacă vreți să vă spun câte ceva, pentru că e important, despre tratamentul hormonal. Există medicamente care induc un fel de menopauză chimică, pentru că hormonii feminini produc creșterea în exces, produc creșterea fibroamelor. Și atunci, logica, care nu mi se pare o logică deosebită, dar dacă blocăm acești hormoni, fibroamele nu vor mai crește. Ceea ce e adevărat. Dar nu putem să dăm un tratament hormonal ce induce o menopauză chimică și care are și efecte adverse, acest tratament hormonal, și efectele adverse sunt semnificative. Nu putem să dăm oricui și oricând. Tratamentul nu poate să fie luat mai mult de 3 luni, uneori cu extensie maxim 6 luni de zile, din cauza efectelor adverse. Iar efecte adverse sunt de la cum se simte pacienta până la altele mai serioase, cum ar fi creșterea tulburări hormonale, dereglaje pentru sân, pentru ovare, sau chiar risc de cancer, de neoplazie. Cancerul de endometru, riscul de cancer de endometru crește semnificativ la pacientele ce au anumite tratamente hormonale. Ori pentru un fibrom care e o tumoră benignă și care exact. Niciodată nu se transformă în cancer, să dăm un tratament care îți crește riscul de cancer, dar pe care nu poți să-l iei decât 3 luni de zile, pentru că după aceea trebuie să-l întrerupi și fibromul va continua să crească, n-are nicio logică. De aceea, tratamentul hormonal, dacă e indicat, este preoperator. Este un tratament care să pregătească fibromul pentru operații. Să facă operația mai ușor, mai puțin sângerând. Adică, până la urmă, nu este un tratament pentru pacient, ci pentru medic, dacă vreți. Să-i facă intervenția chirurgicală mai ușoară. Știți? Okay. Încă o dată spun, e important. Am văzut multe paciente ce au primit astfel de tratamente, dar cu informația nu până la cap. Adică luați acest tratament 3 luni sau luați acest tratament 6 luni, că tratăm fibromuterin. Și au mers acasă și l-au luat cu credința că e un tratament pentru fibrom și că e bun și că le-a 3 luni de zile și a scăpat și de fibrom. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta, știți? Și după aceea vine informația, acum trebuie să-l operăm, știți? De aceea e mult mai bine să avem o viață sănătoasă, să luăm, dacă e nevoie, un tratament naturist și să ne ferim de tratamente hormonale sau cel puțin să citim prospectul medicamentului și să vedem un pic. Și să punem întotdeauna întrebări. Când mergem la medic, să avem întrebări pregătite, să ne facem temele de acasă și să punem întrebări, să nu ne temem. Iar medicul care nu își găsește timp sau bunăvoința de a răspunde corect la întrebări, Se întâmplă. E un medic care nu își merită încrederea, pentru că fiecare pacient își pune viața și sănătatea în mâinile medicului. Noi suntem datori să respectăm această încredere și să îi răspundem corect la toate. Iar dacă soluția oferită nu e cea care ni se potrivește, ar trebui să mergem să mai întrebăm și în altă parte. Exact. Medicina modernă înseamnă soluții diferite, ce pot să aparțină unor specialități medicale diferite pentru aceeași problemă, pentru aceeași afecțiune. Asta înseamnă că dacă înainte lucrurile erau așa, era medicul în centru și pacienții în jur care veneau să ceară ajutor. Ori lucrurile astea acum nu mai sunt așa și nu mai trebuie niciun medic să se comporte în acest mod de medic Dumnezeu ce spune ce ai de făcut. Acum, în jurul unui pacient cu o anume afecțiune pot să fie mai mulți medici ce vin cu diferite soluții terapeutice. Și pacientul trebuie să fie în primul rând informat, să înțeleagă și să poată să aleagă ce-i potrivit, ce-și dorește. Aceasta este o atitudine corectă și modernă, pentru că soluțiile chiar există și sunt disponibile, știți? Doar informația poate să lipsească. Și ceea ce faceți dumneavoastră acum aici este să informați și o să ajutați foarte, foarte multă lume, o să ajutați și vă mulțumesc pentru asta.
Și eu mulțumesc că ați venit să ne oferiți informații importante. Să revenim la embolizare. Ați spus că una din contraindicații ar fi alergia la substanța de contrast. Da, da. Doar că e foarte rară. Este rară. După aceea, dacă avem fibroame submucoase, adică fibroame care au crescut în cavitatea uterină și sunt fibroame mai mari de 4 cm, ele, după embolizare, fibroamele care sunt în cavitatea uterină, în majoritatea cazurilor, sunt expulzate, sunt născute, trec prin col, vagin și sunt eliminate. Dacă sunt mai mici de 4 cm, nu e nicio problemă. Pacienta, în câteva săptămâni, mă sună, domn doctor, a ieșit fibromul, l-am născut, totul e ok, în regulă. Dacă e mai mare de 4 cm, nu o să treacă chiar așa de ușor prin colul uterin. Sigur că depinde dacă a născut sau nu, cum e colul, cât de dur e, sunt detalii. Dar dacă el nu trece ușor prin col, atunci noi trebuie să ținem foarte bine legătura cu pacienta și dacă e nevoie ginecologul nostru să ajute să dilate un pic colul și să-l ajute să iasă. E o procedură simplă, dar necesară. Astfel de paciente le putem accepta la procedura de embolizare doar dacă știm că periodic putem să ne vedem și când e nevoie să ajutăm fibromul să iasă. Știți? Ok, la 2 săptămâni, la 1 lună, la 2 luni de zile. Dacă mă sună și spune au apărut niște contracții, că parcă vrea să iasă și o mică scurgere, și atunci eu spun, haideți mâine la spital și vedem, facem ecografia, controlul și dacă e nevoie, îl ajutăm să iasă. Dar dacă pacienta este de departe. Și-a foarte ocupată, am, de exemplu, o fostă pacientă pe care am tratat-o și care a venit din Indonezia. Uh-huh. Dintr-o insulă din Indonezia. Vă dați seama că dacă ar fi avut un astfel de fibrom, nu puteam să o tratez și să plece și să pe partea cealaltă a lumii și să nu mai știu nimic de ea și nimic dacă cineva acolo poate să o controleze, să o ajute. Și atunci întotdeauna lucrurile trebuie urmărite. Nu sunt prea multe astfel de fibrome, dar trebuie să avem grijă. Sunt paciente ce vin relativ speriate. Poate au avut o experiență în familie sau între cunoștințe cu cancer în sfera genitală sau un cancer de sân, un cancer de col uterin, un cancer ovarian, cunoștințe care au avut astfel de probleme. Și atunci merg la medic, își fac controle, consultații și li se spună, aveți un fibrom uterin. Și atunci panica e destul de mare, știți? Ok. Sau au avut în familie, mama a murit de un cancer, Doamne ferește, știți? Ok. Dacă această teamă este importantă și în urma discuției vedem că nu se liniștește, atunci poate că e mai bine ca pacienta să facă histerectomie, să scoată uterul și fibromul, astfel încât să nu trăiască cu teama că ce se întâmplă cu uterul meu dacă moștenesc ceea ce s-a întâmplat în familie. Din punct de vedere medical, avem criterii și știm foarte bine când să punem diagnosticul și care sunt riscurile. Dar întotdeauna trebuie să respectăm ceea ce își dorește pacienta, unde dorește. Dacă vrea să stea liniștită, putem să facem o altă recomandare decât cea normală, medicală. Da? Dar dacă vorbim despre riscuri? Riscurile procedurii de embolizare. Păi, principala noastră grijă și principala neplăcere, să spunem, pacientului este durerea de după embolizare. În acele 2-3 ore după procedura de embolizare, când burtica începe să doară. Acea durere trebuie controlată cât mai bine. Evident, e datoria noastră în spital să dăm medicația corectă, astfel încât să o corectăm. După aceea, acasă, pacienta trebuie să-și ia pastiluțele. Dacă nu și le ia, burtica iară poate să doară. Dacă le ia și le-a vărsat, că e un colecist mai nărăvaș, care nu se împacă cu pastilele, atunci din nou probabil că va apare durere, pentru că n-au cum să-și facă efectul medicamentele ce n-au rămas în corp, în organism. Comunicarea cu pacientul e foarte importantă, astfel încât să ajustăm orice astfel de problemă. Sunt paciente care pot să facă un pic de febră, oscilantă, crește, scade, dar e normal să existe și trebuie știut.
sunt pacientele cu fibrom în cavitatea uterină, care la un moment dat sunt pe cale să-l expulseze, să-l elimine, atunci apar contracții și mici scurgeri și atunci pacientele trebuie să ne sune, să ne spună și noi să le chemăm și să le rezolvăm. Un fibrom care e în cavitatea uterină, care nu e expulzat, nu e eliminat, dacă stă prea mult timp, pe odată că produce un disconfort, contracții, durere, și el se poate suprainfecta. Putem să avem o suprainfecție și atunci trebuie să dăm tratament antibiotic. Normal, nu dăm antibiotice după procedura de embolizare. Dar nu trebuie să lăsăm ca lucrurile acestea să se întâmple. De aceea am și creat o aplicație pentru telefoane mobile. Pacientele, după intervenție, cât sunt în spital și le instalează în telefon, iar telefonul fiecare zi aduce aminte de medicamentele ce trebuie luate la ce oră și mai ales întreabă cum vă simțiți, aveți durere, aveți febră, aveți greață, aveți vreun alt simptom. Iar toate informațiile ajung la noi. În acest fel nu trebuie cu o pacientă să vorbesc de 3-4 ori pe zi la telefon dacă e bine sau dacă o supără ceva. Eu știu tot timpul că și-am medicamentele și că evoluția este bună. Iar dacă o pacientă spune, am făcut febră sau mă doare burtica sau nu mi-am luat medicamentele, telefonul meu imediat mă notifică pacienta cu numele, nu și-a luat tratamentul sau are durere. Asta ne ajută foarte, foarte mult și dă și o liniște pacientei pentru că știe că fiind acasă, este totodată este monitorizată, controlată și orice problemă ar exista, există rezolvare, pentru că știu de ea, că dacă nu știm, e mai greu. Pare așa o soluție minune, embolizarea. Cum de nu auzim foarte des de această procedură? Păi, paciente tratate sunt multe. Am tratat, intervenția o fac de 16 ani și sunt mai mult de 7.000 de paciente tratate. Ceea ce e foarte mult, adică un medic ginecolog, chirurg ginecolog, nu face 7.000 de histerectomii într-o carieră, știți, este mult. Păi, pacientele e de așteptat să afle de la medic. În momentul în care merge la consult, e de așteptat să fie îndrumat către o astfel de soluție. Din păcate, procentul este destul de mic. Cam 20% dintre pacientele cu fibrom uterin află în cabinetul de ginecologie că există și o soluție, alta decât chirurgicală, pentru a rezolva fibromele uterine. Restul de 80% rămân cu ideea că doar intervenția chirurgicală este posibilă sau eventual un tratament eventual hormonal, știți? Și atunci, dacă informația nu există, nu e trimisă către pacientă, rămâne misiunile, rămâne internetul, ceea ce nu întotdeauna este. Pentru că e și aspectul acesta, aspectul de încredere. Întotdeauna relația medic-pacient se bazează pe încredere. Și pacientul merge la medic cu încredere, că altfel nu ar intra în cabinet dacă nu are încredere în acel medic. Și se așteaptă reciproc să primească un sfat, o recomandare care este corectă. Și dacă medicul cu care a discutat i-a recomandat histerectomia, scoaterea uterului, evident că nu rezonează, nu se împacă, nu vrea să facă histerectomie, dar dacă asta îl crede, recomandat medicul, da, exact. Merge și caută. Și citește pe internet, pe forumuri, vede un filmuleț despre o altă procedură. E încântată, dar apare și problema de încredere. Adică îl cred pe acel medic cu care am stat sau în față și am vorbit de... sau ce am găsit pe internet. Știți? Și atunci multe doamne vin cu multe întrebări, cu poate un pic îndoite, dar după ce stăm de vorbă se lămuresc că asta e medicină și medicină modernă. Ceea ce facem nu e scamatorie, mă rog, nu știu. Da. Așa e. Ce, în afară de fibrom, ce alte probleme de sănătate se pot rezolva prin embolizare? Embolizarea înseamnă închiderea unor vase de sânge. Asta e termenul. Și atunci sunt diferite indicații, pe lângă fibrom uterin, diferite alte tumori, să spunem, pe care le tratăm și le tratăm foarte bine. Chiar și tumori canceroase? Chiar și tumori canceroase, da. De exemplu, tumorile hepatice
se tratează în marea lor majoritate prin embolizare și cu mare succes. În acel caz, închidem vasele ce alimentează tumora, nu numai cu particule, dar particule sunt și încărcate cu citostatic și atunci le-am tratat. Însă, patologia oncologică intră într-un altă zonă și, sigur, pot să existe metastaze, lucrurile sunt mai complicate. Sunt adenoamele de prostată. Dacă femeile, multe femei au fibrome uterine, foarte mulți bărbați, mai mult de jumătate, trecuți de 50 de ani, ajung să aibă probleme cu prostată, o prostată mărită. Vestea bună, ce vine de la noi, este că un adenom de prostată se poate trata foarte bine printr-o procedură de embolizare, adică printr-o înțepătură la mână, ce durează jumătate de oră, o oră, intervenția respectivă. Noi, bărbații, suntem mai norocoși așa de la Dumnezeu decât femeile și atunci nici măcar nu trebuie să stăm în spital o noapte. În aceea zi, după o oră, am plecat acasă. Nu există niciun fel de durere, că noi suntem sensibili și nu suportăm durerea, glumesc. Dar e o procedură relativ simplă prin care sunt închise vasele mici de sânge de la nivelul adenomului de prostată. Și atunci el involuează și reduce volumul, la fel ca și fibromul, eliberează ureta, pacientul începe să urineze mai ușor, mai, cu presiune mai bună, nu se mai trezește noaptea de 3, 4, 5 ori ca să tot meargă la toaletă și lucrurile sunt mult mai bune. În felul acesta putem să evităm intervenția chirurgicală, care nu e nici ea cea mai simplă, știți? Ok. Sunt alte afecțiuni mai nou. Am început să tratează în lume cu rezultate bune hemoroizi. Sângerările date de hemoroizi se tratează eficient prin aceeași procedură de embolizare. Pacientul este treaz, durează jumătate de oră, e o înțepătură mică la mână, stă o oră și a plecat acasă. Nu mai e nicio intervenție în zonă, nu există durere deloc și sângerarea s-a oprit. Sunt destule doamne ce vin cu fibrome uterine, dar care au și născut și acolo frecvența, incidența hemoroizilor este mai mare. E, acestor doamne le putem oferi și o soluție pentru sângerările din scaun ce apar. Sigur că trebuie un consult înainte, proctologic, investigații, ca să fim siguri că nu avem nimic altceva. Sunt uneori malformații vasculare, ghemuri de vas dezvoltate anormal la copii, la persoane tinere sau mai puțin tinere care pot să supere și acelea le închidem prin procedura de embolizare. Sunt în pregătire, în studii, în cercetare acum alte indicații pentru procedurile de embolizare. Sunt tumori cerebrale, meningioame, care se pot trata endovascular, prin interiorul vaselor de sânge și nu mai e necesară intervenția chirurgicală. Sau intervenția chirurgicală este facilitată, este ajutată. Când m-ați întrebat despre cancer, despre patologia oncologică, prin embolizare putem să devascularizăm tumora, să nu mai fie vascularizată. Asta îi încetinește sau îi oprește creșterea, o temporizează. Și totodată poate să facă ca intervenția chirurgicală să fie mai ușoar sau să devină posibilă, pentru că uneori avem o tumoră mare, greu sau imposibil de operat, cu risc de sângerare importantă, devascularizând, făcând embolizarea înainte de intervenția chirurgicală, facem ca intervenția să fie posibilă, cu sângerare mai mică sau minimă în timpul intervenției și acel pacient să fie salvat, decât să fie trimis acasă, că nu avem ce să-ți facem. Așa este, e o soluție în multe cazuri. Trebuie poate să ne salva pacienții de la operații. Da, categoric. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu drag. Și eu vă mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere. Și mie. Mulțumesc pentru atenție. Sunt Elena Oceanu și ne revedem miercuri viitoare.